Bă, n-am să vă mint, a fost o perioadă destul de interesantă, o perioadă destul de grea pentru toată lumea. Nu știu dacă știți, a fost chestia asta cu pandemia, nu știu dacă ați prins-o sau dacă ați fost pe fază. Da, a fost o perioadă destul de... Eu am impresia că o să rămână în istorie și ne-a schimbat ca oameni, adică ne-a influențat. Cel puțin, nu știu, cred că și-au dat toți demisia în pandemia. Ia prin aplauze care și-a dat demisia în pandemie. Și aplauze, dar este cineva care acum lucrează de acasă și e dispus să meargă înapoi să lucreze de la birou? Mamă, ăștia, toată lumea vă urăște, știți? Știți chestia asta? Că din cauza voastră, uite că se vrea, domnule, se vrea. Și toți introverții, nu stăm acasă. Pentru doi extroverți care nu pot ei să stea cu gândurile lor. Bă, a fost... Mie mi se pare că pandemia a fost perioada perfectă pentru cine încerca să scape de niște prieteni și nu știa cum. Serios că erau, la început, nu știu dacă mai țineți minte, erau oamenii care scriau, te uitai și erai, mamă. Iar ăsta. Și scria să ieșiți la o bere și erai, băi, eu îmi doresc super mult să vin la o bere. Tu ești vară și mai, ce mai bun, știi treaba asta? Dar e virusul ăsta, frate. Te joci cu virusul. Și în aceea zi ieșeai de 5 ori pe zi la magazin și deschideai ușile cu limba, că te durea în pulă de virus. Bă, și a fost o perioadă în care noi am fost puși față în față cu noi și nu mai puteai să fugi de tine în activități sociale, muncă sau labă. Trebuia să stai acolo, să băltești în propria ta existență. Și a fost și perioada în care am redescoperit ca specie, ne-am adus aminte că suntem puțin așa cu muia, nu? Pentru că ne uitam, nu? Pentru că ne uitam pe grupele alea cu vârstele de risc și eram, a, păi eu am 27 de ani. Pască m-am mai atrăit destul. Cât să mai mânce pensie. Da, adică am aflat ce se întâmplă în caz de zombie apocalips. Dacă e vin zombie, e clar. Scoate macetele, ne omorâm, e evident. Și bă, a fost o perioadă, la început știți că când s-a anunțat pandemia, am zis gata, e apocalipsă, e jale mare. Dar eu nu mi-aș fi imaginat, niciodată nu mi-aș fi imaginat că în caz de apocalipsă o să înceapă toată lumea să se bată pe hârtie igienică. Voi ați văzut ce era în supermarketuri? De făceau ca gorilele pentru hârtie igienică, de era du hârtie acolo și să nu mor cu corul nespălat. Pentru că asta, aparent, igiena corului e foarte importantă pentru noi ca oameni. Ținem foarte mult la igiena corului și pe bună dreptate. Pentru că cine își dorește prieteni murdari la cur? Uite, prin aplauze. Adică nu te judec pe baza asta, dar... Nu știu, nu te las să stai pe canapea asta, un habar n-am. Bă, mort, dar să fiu curat la cur. Adică mă găsesc domnii de la salvare, ce știi care se apucă acolo să-mi bage degetul în cur? Vreau să fie curat. Doamne. Bă, și s-a întâmplat o chestie în pandemie. Mi-am dat seama că, din cauza că nu mai puteam ieși în oraș, a redevenit la modă instituția musafirului. Nu știu dacă ați observat, dar a trebuit iară să chemăm oameni pe acasă. Bă, și mi-am adus aminte, acum chemând oameni pe acasă, mi-am adus aminte de ce uram atâta de tare în copilărie. Nu, se înregistrează, stați liniștiți că nu e nicio problemă. Yeah. Asta o tăiem noi, da. Nu, stați liniștiți, nicio presiune. Tăiem la montaj. Nu, glumesc, puteți să spargeți, pare că nu mă supăr. Dar nu, serios, a redevenit la modă instituția musafirului și mi-am adus aminte de ce mă enerva asta foarte tare, pentru că în copilărie se întâmplau două lucruri care mă scoteau din minți când veneau musafiri pe la noi. Două lucruri, efectiv, mă distrugeau. Primul lucru era că maică-mea, înainte să ajungă musafirii, făcea curat în casă de puteai să lingi podeaua, efectiv. Și când ajungeau musafirii, o băga pe aia cu nu vă descălțați, că la noi e mizerie mare, domnule. Să se gândească ea, bă, dacă așa arată când e mizerie, cum dracu arată când e curat? Era un joc de ăsta de putere între gospodine, știi? Era, ha, la mine mai curat, curvo!
Și doi la mână era că maică mea se transforma 180 de grade. 15 minute înainte era dracu gol, zbiera la mine, era Victor, treci în cameră și fă cura că dracu te ia! Și când ajungeam un safir, eu băga așa cu a, nu, nu, nu vă descălțați, nu, nu, doamne, Victor, dragule, hai! Hai și tu și salută musafirii. Hai, te rog eu frumos, hai. Doamne, e un înger de copil, domnule. Un înger de copil, efectiv. Și eu le ziceam la ea, aveți grijă, nu stați foarte mult, că dacă se face lună plină, ați beli pula. Și ea, ha, 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 hi, 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 și eu eram, ha, 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 aveți bronze de argint? Aoleu. Da, mă, și mi se pare atât de interesant că, uite, înainte nu e, când nu era internetul, noi nu știam despre lucrurile intime care se petrec în fiecare familie. Asta este ceva ce am descoperit cu internetul. Și ceea ce este foarte interesant este că, cu toate că nu știam lucrurile astea, modul în care ne certau și ne băteau ai noștri și ne pedepseau era cumva o experiență comună. Nu? Sunteți de acord cu asta? Cumva se întâmpla la toată lumea la fel. Și de aici putem trage următoarea concluzie. Pentru că asta înseamnă că undeva ascuns în fiecare dintre noi, undeva în subconștientul colectiv, există fraza eu te-am făcut, eu te omor. Nu? Că nu-i ca și cum se întâlneau părinții noștri la o cafea și zicea, auzi tu, Cornelia, tu când îți bați violent copiii, tu și zici ceva sau doar dă-i mie așa ca sălbatica? Nu, eu și zic, eu te-am făcut, eu te omor. Că parcă dau mai cu poftă așa, nu știu. Da, mă, uite ce treabă, am să încerc și eu pe Vlăduța meu. Bă, și se întâmpla câteodată, se întâmpla, de luai bătaie și nici măcar nu știi de ce. Te gândeai, bă, ui fi făcut eu ceva. Eu mai țin minte că odată am luat bătaie că m-a călcat mașina. Și tot ce a rezolvat asta a fost să țin secret a doua oară când m-a călcat mașina. Serios, dacă aveți un prieten care nu minte, ăla nu e un om prost. Ăla e un om care n-a luat niciodată bătaie de la părinți. Ăla a avut o copilărie fericită, asta s-a întâmplat acolo. Și faza este așa că, eu știu, eu sunt conștient că trebuie să ne respectăm părinții, că ne-au crescut și și-au dat tot interesul pentru unii. Dar ideea e că... Nu, dar trebuie să-i respectăm. Ideea este că... uite, trebuie să recunoașteți că câteodată și-o ardeau puțin cam prost. Uite, hai să vă dau un exemplu, da? Câți dintre voi aveați pe caiete pete de stilou întins de lacrimi? Pentru că nu știi câte mere are muista de Ana. Nu? Stătea cu cureaua în spate acolo și era, dacă nu știi câte mere are, dragul tăi! Și eram femeie, am 10 ani, mă doare în pulă de Ana și de merele. Eu sunt la vârsta la care descoper zona asta. Eu mă ating aici și mă simt bine. Asta fac acum la vârsta asta. Anunță-mă când se fute Ana. Se fute Ana, că altfel nu mai... Da, mă, și pe aceea mai băga și chestia. Nu știu, domne. La copilul ăsta nu-i place școala. Doar îl bat de fiecare dată când învață și nu-i place, nu știu, seamănă cu taxo, trântor. Serios, dacă bați un om care mâncă pizza, omul ăla o să urască pizza. Că o să-i zici, Balex, bă, ți-au și ție o pizza. Ce, nu. Și ce-i cu aia, te-ai luat de la pizza, da, frate, nu știu, parcă mă ia în jocul, fiorbe la spate. Bă, și erau niște vorbe care circulau ca niște meme, tot așa înainte de internet. Și erau vorbele alea pe care atunci când le auzeai,
preferai să ții un genunchi în fica decât să le mai auzi încă o dată. Și sigur le-ați auzit vorbele alea cu Alex a luat 10? Tu de ce n-ai luat 10? Și eram Țiria care miliarde, tu de ce n-ai miliarde? Nu? Dacă ne-o ardem așa? Sau era aia, Doamne, Doamne, ce nu suportam să aud căcatul ăla, că învață că pentru tine înveți. Și eram, pentru mine, serios, cum se face că numai tu te lauzi cu notele mele la vecini? Și încercau să explice amânarea gratificării la un copil de 10 ani care se freacă de canapea când l-a singur acasă. Învață acum și peste 20 de ani o să-ți meargă bine. Eu am 30 de ani, nu știu ce fac săptămâna viitoare. Și încă mă mai frec de canapea. Dar și cel mai tare îmi place, nu știu dacă aveți voi prietenii aia care atunci când le povestiți despre o traumă de-a voastră, încep și ei cu o traumă de-a lor și încep un concurs în traume. De parcă e ceva la care poți să câștigi. Nu că îi zici, bă, la mine era destul de nașpa, era maică mea, mă butea cu cureaua, era destul de nasol, era chiar de căcat și vine ăla din spate. Ce-ai, mă, bă? Pe mine mă bătea cu scaunul de la birou. Și vine al treilea din spate, dă-te, bă, de aici, bă. Pe mine mă bătea înainte să mă bată. Îi zicea, pre-bătaie. Ha, trauma mea o bate pe trauma ta. Am câștigat. Și pe aceea mai zic și chestia aia. Știu, este destul de comună, dar m-am de fiecare dată pentru că zic chestia, da, mă, și uite, am crescut mare, sunt bine, mersi. Sunt bine, mersi, am crescut mare, n-am nici pe drecu. N-am nici pe drecu. Atacă... Trebuie să beau 7 beri înainte să adun și să bag 2 jointuri. Și trebuie să mă strângă cineva de gât ca să pot să mă termin, dar în rest... Dar în rest țiplă, domne, n-am nici pe dragul noi. Aoleu. Bă, și este o chestie? Nu știu dacă pățiți și voi, dar... Mi-a dat seama, este foarte complicată relația cu părinții. Mi-a dat seama că maică mea nu se poate abține din a-mi spune ce să fac. Și a devenit sinistru pentru că am 30 de ani, adică e puțin. Înțeleg asta când eram copil, m-a ajutat foarte mult. Că eram copil și zicea, Victor, ai grijă, nu pune mâna pe aragaz, că te arzi. Victor, nu fugi cu forfeca în mână. Victor, stai pe loc, că nu poți să scoți forfeca din picior. Dar acum i-a rămas cu instinctul matern de a-mi spune chestia asta, dar nu mai are niciun folos, pentru că tot ceea ce face acum este să-mi spună ce să fac în timp ce eu fac chestia aia. Și mai țin minte, Doamne, mai țin minte că eram acasă, încă trăiam acasă și scriam la licență și avea maica mea, intra peste mine în cameră, se uita la mine cum scriu la licență, îi sărea o siguranță ceva și făcea, Victor... Veți să scrii la licență. Asta fac. Asta, și eram, așa arată scrisul la licență. Asta este activitatea de a scrie la licență. Se petrece acum sub ochii tăi. Uită-te. Uită-te cum scriu la licență. Uită-te. Mă duceam în bucătărie să-mi fac ceva de mâncare. Din nou intra mai mea siguranța. Victor, veți să-ți fac ceva de mâncare. Și mai țin minte că am avut la un moment dat un moment de ăsta de... Bă, oare eu sunt handicapat? Și toată lumea din jurul meu ține asta secret doar să nu aflu eu adevărul despre mine că de fapt sunt handicapat? Și mai țin minte că a devenit sinistru când a intrat peste mine în cameră în timp ce masturbam. Serios, pentru că a intrat în cameră și a zis, Victor? Vezi să scrii la licență. Credeam că fac facultatea de labă sau ceva, nu știu.
Sau era modul ei de a-mi spune că fac o labă de facultate? Este și asta posibil? Bă, și se întâmplă o treabă. Mi-am zis că părinții au cum te scot părinții din minți câteodată, nu reușește nimeni. Deci părinții au adus cosul din minți la rang de artă. Și reușesc să-ți atingă toate butoanele numai dintr-o privire. Mai bine, nici nu trebuie să vorbească, trebuie doar să-mi facă o privire și am înțeles tot. Gata, sunt nebun. Și știu să-ți apese toate butoanele pentru că ei le-au pus acolo, știu exact unde sunt. Și hai să vă dau un exemplu. Maica mea știa despre mine că pe mine mă deranjează foarte tare mirosurile puternice, indiferent dacă-s plăcute sau neplăcute. Mai are cineva treaba asta prin aplauze. Suntem câțiva dubioși și bine, mă înțelegeți. Ideea e că maica mea, chiar dacă știa treaba asta despre mine, ea s-a gândit că ar fi o idee absolut genială să-mi dea toate hainele din dulap cu un mir puternic ce l-a găsit ea la o mănăstire. Cum îți vine ideea asta? Prin ce colțuri ale minții trebuie să te plimbi cu gândul să te împiedici de ideea asta? Și nu știu, probabil că a venit acasă și la început voia să-mi dea doar un tricou cu mir, dar între timp și-a pierdut mințile pe acolo, a luat ovalul, mi-a dat tot dulapul. S-o fi uitat la internet history și o zis la copilul ăsta trebuie să-i dau și mâinile cu mir, numai hainele. Și eu când am ajuns acasă foarte, foarte naiv și inocent, cu speranță în suflet, m-am dus și am luat un tricou din dulap. Și când am scos primul tricou din dulap, m-a pălit un miros de mir atât de intens, de eu am crezut că ascund cineva secretul Vaticanului la mine în dulap. Și m-am prins ce s-a întâmplat. Am zis, iar l-a visat mama pe Iisus, nu e nicio problemă. Îl pun pe ăsta, l-a spălat și iau altul. La al patrulea tricou pe care l-am scos din dulap, eram la al cincelea atac cerebral. Și am zis, eu dacă mai scot acum un tricou din dulap și miroase a mir, eu chem poliția. Așa că mai bine dorm dezbrăcat. Când m-am dus și am pus capul pe pernă, m-a pălit un miros inconfundabil de mir. Și am zis, bă, mi-a rămas în nas mirosul, că doar nu s-o fi apucat să-mi dea și perna cu mir, nu? Că doar nu o luat-o la cap. Și am început, m-a trecut prin tot spectrul emoțional. Eram eu nu pot să cred așa ceva. Asta e viața mea de acum acolo. Eu sunt Victor care doarme cu capul pe perne de mir. Așa, eu așa trăiesc de acum acolo, că nu pot să plec. Eu aici trăiesc. Eu unde mă duc? Că nu mor. Și toată agitația asta m-a pălit un gând care m-a făcut să mă cac pe mine de frică. Am zis, să vezi că-s posedat. Am aprins repede becul, am dat la Maxim pe Trinitas. Când a venit maica mea acasă, a văzut în pat un copil dezbrăcat nervos, cu cerceaful, plapuma și perna aruncat într-un colț al camerei. Trinitas dat la Maxim cu niște preoți în fundal care făceau ca toți dracii. Și a zis, mă, copile, ce Dumnezeule mare s-a întâmplat aici? La care eu foarte calm mi-am întors capul 360 de grade și am zis răspicat în latină. Ți-ai bătut joc de hainele mele, femeie? Mi le-ai pângărit pe toate cu mir. La care tot ea se enerva că de ce e o găină decapitată în mijlocul camerei? De ce sunt pentagrame cu sânge pe pereți? Eu m-am enervat și mai tare că mi-a negat emoția. M-am întors la Belzebub și a zis, tu că nu-i nebună, femeia. Oh my God. Greu. Și eu mi-am dat seama că la mine în familie nebunia e constantă, doar persoanele se schimbă. Și hai să vă zic și de ce. Mai am o poveste. Eu știu că toată lumea are oameni nebuni acasă, în familie, cu toții avem. Ce, Victor? Că tot am și eu pe ăla, e nebun tot. Uite, eu vă zic ce a făcut bunica mea și decideți voi unde se clasează treaba asta. Uite, bunica mea la un moment dat a primit cadou un casetofon cu opțiunea de record. Nimic ieșit din comun. Ieșit din comun este la ce s-a gândit ea să-l folosească.
Și vă las să vă dați cu presupusul o eternitate și nu o să ghiciți. O să vă zic, ar fi ciudat să întreb acum pe fiecare. Ea s-a înregistrat cum ar boci la înmormântare la maică sa. Ca să-i arate, să vadă dacă e ok. Asta s-a întâmplat. E... Ideea este că... Ok, bun. E... Ca să faci chestia asta, trebuie să planifici puțin evenimentul. Voi vă dați seama că... N-ai cum să faci toată chestia asta cu familia acasă. Adică nu poți să zbieri ca o descrierată cu toată familia acasă. Trebuie să plănuiești puțin, să dai iluzia asta că ești sănătoasă mental, nu? Și mă gândesc că și-a făcut un plan. A zis, bă, mă trezesc de dimineață, mă duc și mă plin cu autobuzul vreo 5 ore de ampulea, după care fac 8 oale de sarmale pentru o singură persoană și dacă nu mănâncă am să zic că nu mă iubește, după care mă înregistrez cum am să plâng la înmormântare la mama. Cum e tradiția, de altfel. Și atunci, faza este că atunci când te înregistrezi, când faci un lucru pentru prima oară, nu știi ce faci, ești timid. Și mă gândesc că era pe acolo cu casetofonul, era... Da, înregistrează, da. Aoleu, unde te duci, cred? E... Și niciodată nu o să-ți iasă din prima, că trebuie să tragi mai multe duble. Orice faci, trebuie să tragi mai multe duble. Și mă gândesc că era fie acolo cu... Aoleu, unde te duci, unde te... Nu. De-ai de la început. Nu te simt, hai, nu te simt, parcă n-am murit măta, hai. E... Dar după cum o știu eu pe bunica mea, la un moment dat sigur a luat ovalul și a izbucnit în cântec pe acolo. Și o și văd cu... Dacă pleci, vreau să vin cu tine, dacă pleci, ia-mă și pe mine. Și ideea este că eu ca un om citav și normal la cap, am întrebat, bun, am zis, ok, ai făcut chestia asta. Dar la ce o să o folosești? Adică la ce o să-ți folosească treaba asta? Și din nou, nu aveți gimnastica mentală. Să ghiciți ce a cristalizat mintea la femeia asta. A zis că în cazul în care nu mă duc eu, când nu ajunge ea la mormântare, să mă duc eu să pun înregistrare. Și a zis, ok, unul la mână, mă deranjează că ai spus chestia asta fără să clipești. Efectiv, te-ai uitat în ochii mei și ai spus-o direct, de parcă așa se face, de parcă asta e... Da, așa se face, lângă colac pui înregistrarea cu... Și doi la mână, cum îți imaginezi că o să funcționeze toată treaba asta? O să vină la un moment dat preotul cu casetofonul. O să-l pună acolo pe cruce și zice, cantor, spin that shit. Da. Și aparent eu sunt ăla nebun că spăl haine duminica. Eu sunt la nebun. Da, mă. Da, și vă dați seama că poate se întreabă oameni, măi, Victor, de ce ești așa dubios? Well? Băi, eu stau foarte mult pe social media. Mi-am dat seama că stau mult pe Facebook și e cam de bătrân Facebook. Nu știu dacă ați observat că parcă numai bătrânii mai stau pe Facebook, nu mai stă nimeni pe Facebook. Și faza e că eu intru pe Facebook, o zi de-a mea e așa, intru pe Facebook, mă enervez, după care mă pun la culcare. Asta e o zi. Pe Facebook intri acum doar să te enervezi, asta e. Vezi comentarii și te enervezi. Nu, ai... Și s-a abonat la foarte multe grupuri, că mă bag în foarte multe grupuri de astea ciudate, așa de fan să râd de alți oameni, după aceea văd chestii și mă enervez, de-a cam asta e. Văd chestii din afara cercului meu, din afara bulei mele și zic, bă, sunt și alți oameni care nu gândesc ca mine, ce e asta, o prostie. Nu, dar am văzut, hai să vă zic, am văzut o chestie și mi se pare un paradox și vreau să vi-l zic și vouă. Era o postare unde zicea așa, că cea mai grea operație este să scoți pula din capul unei femei. Râsul ăla inocent a fost foarte...
Nu, dar serios, hai să vă zic de ce nu-mi place chestia asta. De ce mi se pare un paradox și n-are sens? Pentru că asta presupune că o femeie ar trebui să se simtă rușinată dacă îi place sexul. Dar în același timp, bărbații se enervează foarte tare când o femeie le refuză sexul. Deci, practic, ca femeie, dacă îți place sexul, e de rău. Dar dacă nu îți place sexul, e de rău. N-ai cum să o dai să câștigi ca femeie, efectiv. N-ai cum. Și mi-a dat seama care e femeia perfectă. Femeia perfectă este femeia lui Schrödinger. La care trebuie să-i placă și să nu-i placă pula în același timp. Și vreau să fac fazei că mi se pare că sunteți foarte norocoși că o să fiți martori la ceva inovativ în stand-up. Nu s-a mai întâmplat până acum. Și, sincer, bravo, adică mi-e și ciudă pe voi acum, aș vrea să fiu în locul vostru. O să fiți martori la o glumă cu diferența dintre femei și bărbați, ceea ce nu știu dacă ați mai auzit. Vedeți, nou, inovativ. Știu, s-ar putea să fiți puțin reticenți. Wow, ce e asta, pula mea, nu înțeleg. Bă, o să apară pe net chestia asta, fiți fără grijă. Dar vreau să inovez eu chestia asta. Și hai să vă zic o treabă. Uite, aș vrea să zic că chestia asta cu, și cu postarea, aș vrea să zic că este din cauza că bărbații sunt proști. Pentru că asta-ți vine să zici, nu? Nu-ți vine, da. Nu, dar serios, aș vrea să zic că este din cauza că bărbații sunt proști, dar din păcate mi-am dat seama că și femeile și bărbații sunt la fel de proști, doar că pe culori diferite. Și eu cred că ăsta e motivul pentru care femeile nu se beșesc și bărbații nu plâng. Și vă și explic de ce. Eu cred că femeile nu se beșesc pentru că simt că pierd din putere, simt că le scade statutul, se simt vulnerabile, nu? Cu fiecare beșină dată poți mai puțin să controlezi prostul. Ce? Nu ar trebui să scoate și Beatman o melodie cu și femeile se beșesc câteodată. Nu e așa. Problema este că beșina înlătură misterul. Asta e problema. E? Pentru că o femeie care stă... Nu, de la o femeie te aștept să fie misterioasă, să nu... O enigmă de deșifrat. Pentru că dacă stă o femeie și nu zice nimic, te gândești, uai, oare la ce se gândește? Oare așteaptă să fie salvată de un cavaler? Oare ce se întâmplă acolo? Dar dacă se beșește, ești... A, pula, e proastă ca și mine. Nu, beșina e criptonita misterului, asta e problema. Și faza e că bărbații nu știu foarte mult, ei se gândesc, păi mama nu s-a beșit niciodată, păi înseamnă că o femeie adevărată nu se beșește, eu așa știu că dacă mama nu se beșește, eu nu, femeile nu trebuie să se beșească, așa am învățat acasă. Și ideea e că știu cum puteți rezolva problema asta ca să fiți și voi femei, să vă puteți da drumul în pe aripile vânturilor. Și fără să fii judecate. Trebuie să învățați copiii de când sunt mici. Dacă aveți un băiat, trebuie să-l luați de când e mic și, nu știu, luați o zi în care mâncați fasole, beți bere și faceți yoga împreună vreo 4 ore sau faceți o fază de aia cu hai Vlăduț, trage-o pe mami de deget, hai. Și așa el o să crească cu ideea că este perfect normal ca o femeie se beșească, ba chiar nu o să accepte femei în viața lui care nu se beșesc. O să treacă și în descriere pe Tinder. Dacă ții beșinile doar în cap, dă swipe left, că e un genul ăla de bărbat. Și din același motiv bărbații nu plâng. Pentru că se simt vulnerabil, simt că pierd din putere, simt că le scade statutul, nu? Pentru că orice bărbat știe că dacă simte emoții, trebuie să-și șteargă lacrimile cu tampoanele pe care le are în geantă. Ca să nu îi se ducă rimelul. Oricum, mi se pare extraordinar că trăim într-o societate în care, ca bărbat, dacă plânge, ești panseluță, dar dacă te pensezi și te epilezi, ești polițist adevărat. Nu? No? Și acum, probabil, o să fie femei care o să zică, nu e adevărat, Victor, pe mine nu m-ar deranja un bărbat care ar plânge, să știi. Și de aici așa a zis și prietenul meu, așa a zis. A zis, uite, poți să plângi, de exemplu, dacă moare maică ta. <gântu-i>
Deci cam astea situațiile în care ai voie să plângi ca bărbat. Când moare măta și când scade Bitcoin-ul, cam aia e. Și vă dați seama că e problematica asta, e o problemă pentru că atunci bărbații n-au voie să-și exprime emoțiile și toate emoțiile alea rămân acolo și nu ies niciodată și ele ies prin singura emoție acceptată social, care e furia. Ca bărbat ai voie să enervezi, nu? Orice altă emoție, dacă ai, automat ești pizdă, nu? Dacă zici că ești trist, ești trist. S-a intrat chiloții, tanga în curte, ești trist. Ești trist. Și vă dați seama că iese doar prin furie. Orice reacție e furie la bărbat, că doar atât ai acceptat. Că ați văzut de ce reacționează bărbații atât de agresiv când sunt refuzați de o femeie? Că le zice femeia nu și panorame, toate sunt panorame. În loc să ții 10 minute să plângi, să accepți că viața e de căcat și să mergi mai departe. Dar nu faci chestia asta. Și hai să vă zic încă o treabă, e o chestie pe care femeile o știu, dar bărbații nu, este că glandele lacrimale la bărbați sunt chiar lângă prostată, asta e faza. Și ca să le activezi, trebuie să le masezi, asta e. Și așa funcționează lucrurile, nu... Și de aia, ăsta este motivul pentru care... S-a prins cineva acum... Ce anume presupune asta? Nu, dar ideea e că de-aia insistă prietenele și soțiile voastre cu degetul în cur în timpul sexului. Asta este... Eu acum realizez că s-ar putea să mi se întâmple doar mie și... Am presupus că toată lumea pățește chestia asta. Și... Nu? Ce? E... Ia prin aplauze cine mai pățește chestia asta. Nu pot să cred că ați aplaudat. Oh my God! V-am prins! Da, mă, e... De-aia insistă ca să plângeți. Ele, de fapt, asta vor să obțină lacrimi de la voi. Aoleo. Da, mă, și e... Vreau să vă zic o treabă, eu cred că viața e foarte faină. Eu îmi place viața de mor. Foarte faină viața. Vouă vă place viața? Nu, că îmi place. Vouă vi se întâmplă când sunteți în față la niște șine de tren? Nici măcar nu știți ce o să zic. Da, și mie. Nu, dar serios, vi se întâmplă, de exemplu, să vi se facă frică că poate o să săriți din greșeală? Oh, Doamne, și mie mi se face frică că poate nu o să sar. Asta e. Nu, glumesc. Bă, dar am câteodată, am niște zile în care... Am impresia că universul are ceva personal cu mine. Deci încep să cred în intenție, zic, bă, n-are cum să fie coincidență. Ăsta clar am deranjat pe careva acolo sus și acum aș bate pula de mine, că n-are cum altfel. Și mi se întâmplă o chestie foarte interesantă. Pe mine mă deranjează lucrurile mici în viață. Dacă se întâmplă ceva grav, cumva accept. Viața e de căcat, accept și trec mai departe. Uite, a venit pandemia, am rămas fără job, nu mai puteam să fac spectacole, am zis, bă, aia e, viața merge înainte, îi dăm noi cumva de cap. Dar dacă îmi taie unul calea în trafic, eu vreau să mor, mă dau jos de pe planetă, mă, nu mai pot să trăiesc în condițiile astea, opriți planeta, gata. Serios, nu știu, și am impresia când ai o zi de asta în care ai paharul plin, orice picătură îți varsă paharul și în mare parte eu cred că oamenii nu sunt nașpa, nu cred că sunt de căcat oamenii, eu cred că toată lumea umblă doar cu paharul plin, asta se întâmplă. Și vreau să vă dau un exemplu de o zi de asta în care eu m-am dus la Carrefour să-mi cumpăr o pungă de ovăz. Cum se face tradițional ovăz, știți despre ce vorbesc. Ca tot românul. Te duci și cumperi ovăzul pentru acasă. Văd că sunt unii oameni acum care se uită la mine, coaie, ce pula mea.
cine pula mea mâncă ovăz? Nimeni. Tradițional ovăz. E... Ideea e că m-am dus să cumpăr o pungă cu ovăz și când am ajuns la casă nu mergea scanat codul de bare. Bineînțeles, la mine se întâmplă toate. Normal că nu merge, acum opresc toată asta, ăștia mă înjură, asta nu se mișcă, chestia asta. Și s-a adus eticheta de la raft și când a scanat eticheta de la raft a apărut mare și clar pe ecran orz integral. Care este diferit față de ceea ce voiam eu să cumpăr. Este foarte diferit. Și m-am uitat la ecran, m-am uitat la ea, m-am uitat la ecran și am zis, nu vă supărați, dar ați scanat eticheta greșită. La care ea a zbierat la mine, de parcă o așteptau 72 de virgine în rai. Și a zis, nu e adevărat, domne, că am scanat eticheta corectă. Și am zis, ok, unul la mână m-ați scuipat. Și doi la mână, nu. Pentru că mă uit cu ochii pe ecran și văd cu ochii pe ecran cum scrie orz nu ovăz, care, atenție, este diferit și ca pronunție, și ca obiect, și ca preț, ceea ce mă deranja pe mine în mod special. Ce? Și ea din nou a zis, terminați, domne, cu prostiile astea, cheie sau card. Și în momentul ăla de nervi m-am depersonalizat. Și mă uitam așa la mine din afara trupului și pentru două secunde contemplam dacă merită să faci închisoare pentru o pungă de ovăz. Pentru că deja mă vedeam la închisoare, deja aveam filmul ăsta, eram la închisoare în celulă cu, nu știu, unul, Ramirez Rechinu, care a omorât 400 de oameni, altul, Șacalul Purpuriu, care a furat 10 milioane de dolari. Și eu. Și mă întreabă ea, tu ce ai făcut? Și eu sunt acolo, păi să vezi fază. Și vă dați seama că n-am avut ce face. A trebuit să accept, să las de la mine. Și am zis, da, doamnă, eu prost. Am avut dreptate greșit. Îmi cer scuze. Așa că mi-am luat frumos punga de ovăz, am plătit pentru orz și am plecat. Bă, dar nu puteam, jur, în drum spre casă, nu puteam să scap de sentimentul ăla. Nu, oricât de matur emoțional ești, nu puteam să scap de sentimentul ăla că, bă, acum ea se duce și povestește la toată lumea că ea a avut dreptate și că eu sunt prost. Nu mă las, mă gândeam. Deja vedeam conversația în capul meu. Era acolo ea cu colega ei și era, doamne, doamne, tu m-ar țipela să vezi fază. A venit azunul la mine, un prost, și când i-am scanat eticheta greșit, am zbierat la el și am zis, că tu greșești, mă, prostule. Și el n-a zis nimic, tu m-ar țipela, tu știi de ce? Pentru că pe interior e o pizdă de mică fricoasă, de aia n-a zis nimic. Și era acolo ea și zice, doamne, doamne, tu, Vasilica, ce numai de proști dai să mor eu dacă nu. Ce bine că suntem noi două cele mai deștepte și am terminat 4 clase. Eu zic să nu ne vaccinăm. Așa au zis ele, nu eu. E... Dacă vă enervați, dați vina pe ele. Eu doar zic ce au zis ele. Ideea e că asta e. Nu, mi-era foarte greu să accept că, bă, dar aveam dreptate. De ce am lăsat de la mine? Că aveam dreptate. Păi din cauza asta nu e corect universul. Că trebuie echilibru în univers. Nu poți să lași așa. Și vă dați seama că după atâta timp mi-e greu să scap și mă mai vede prietenia că sunt supărat pe acasă și mă întreabă de ce sunt supărat și... Mi-e și rușine să-mi mai zic că încă mă gândesc la chestia asta, că na, au trecut 3 ani deja și e puțin dubios. Și zic, da, nu, că mă gândesc la alte femei și că te înșel. Zice, doamne, Victor, ai o problemă, era doar o pungă de ovăz. Și zic, da, exact, era ovăz. Nu orz, eu aveam dreptate. Oh my God. Da, măi, mi-am dat seama că am probleme cu alcoolul. Faza e că eu mă simțeam foarte rău. Și am zis, bă, hai să nu mai beau, că poate o să mă simt mai bine. Și m-am lăsat de alcool și n-am mai băut 9 luni de zile. Și după 9 luni de zile, m-am reapucat să beau alcool pentru că mă simțeam rău. Și mi-am dat seama că nu-i de la alcool.
E de la mine. Eu sunt singura constantă care nu s-a schimbat în tot procesul ăsta. Și mi se întâmplă foarte des o chestie. Eu când zic oamenilor că am probleme cu alcool, nu mă crede nimeni. Nu știu de ce, că probabil că n-am fața aia tipică, știți, fața aia roșie cu nasul ăla umflat, vocea aia groasă de... Vocea aia plină de încredere, dar fără niciun sens. Mă mor, și când vine și vorbește cu tine, tu doar stai acolo, sper doar să nu te scui pe prea tare pe față. Dai din cap, râzi politicos așa. Și zici, da, ia, bebe, așa e, ne bagă ăștia chip în vaccin, pula mea. Și asta e faza, că zic la oameni că nu beau și ei zic, te alinți, ia zi-mă, cât bei tu? Și pe mine mă deranjează puțin întrebarea asta, pentru că nu mi se pare întrebarea corectă. Pentru că eu dacă zic că beau două sticle de vin, toată lumea o să fie, două sticle de vin beau eu acum, uite, două sticle de vin, asta nu e nimic. Dar dacă zic că beau două sticle de vin dimineața înainte de cafea, ca să nu tremur, se schimbă puțin problema. Deci întrebarea corectă este când bei, nu cât bei. Și se mai întâmplă o treabă. Mi-am dat seama că e foarte greu să te lași de alcool pentru că nu-ți găsești oameni cu care să bei. Deci efectiv nu-ți găsești anturaj. Uite, să aplaude cine are prieteni care nu beau. Ok. Trei oameni. Și nu-s cei mai plictisitori. Nu, glumesc. Poate. Ideea e că mi-am dat seama că atunci când te lași de alcool, este lumea din jurul tău suferă mai mult ca tine. În România, dacă nu bei, o iau personal oamenii. Că zici, cum adică nu bei? Dar ce, eu am față de prost? În România, dacă nu bei, e ceva ce li se întâmplă lor, nu ție. Și ideea e că mi-am dat seama că nu poți... Nu există scuză pe care poți să o spui ca să nu bei. Nu există. Ați încercat vreodată să dați scuze că nu vrei să beți? Nu există. Dacă spui, bă, cu mașina, nu pot să beau. Lași mașina aici și taxi. Nu e nicio problemă. Sau zici, bă, nu pot să beau că iau antibiotice. Îs bolnav, iau antibiotice. Nu pot să beau. Deci, e antibiotic. Ei, pe drag. Uite aici un ștampăl de 50 de grade de prună, antibiotic natural, bei ăsta până mâine, nu mai nici pe dracu. Sau zici, bă, nu pot să beau că am ciroză, mor. Gata, mor de la ciroză, nu mai pot. Și ăla zice, păi dacă tu mori. Nu mai bine bagi un șampan și mor fericit. Efectiv, nu există scuze și v-ați zis că am făcut la beție foarte multe lucruri de care nu sunt mândru. Ca toată lumea de altfel. Dar mi-am dat seama că atunci când beau, se întâmplă o treabă, da, vă dați seama că e, da. Se întâmplă o treabă foarte interesantă. Mi-am dat seama că dau în alte dependențe. Eu încerc, când mă îmbăt, să deschid o gaură în sufletul meu și încerc să o umplu și mi-am dat seama că după alcool vine mâncare. Și tot arunc acolo în gaura aia, dar nu e fără fund. Și... Vreau să vă povestesc de seara în care eu mi-am luat de la KFC, când eram beat, o găleată de pui de 4 persoane și am mâncat-o singur. După care am vomitat. Asta a fost o seară pentru mine. Și a fost la fel. O seară am avut un spectacol, am băut puțin vin, 3 sticle și ideea era că eram mor de beat. Și într-un spre casă am văzut KFC-ul. Și pentru mine, în momentul ăla în care eram obiat, KFC-ul reprezenta curul gol, iar eu eram pula sculată. Căderea în păcat era iminentă și inevitabilă. Și eu de fiecare dată încerc să vorbesc cu mine și zic, Victor, ești doar biat, nu ți iese foame, du-te acasă și culcă-te, gata! La coadă la KFC. Deja începusem să am fantezii cu puiul ăla, mă uitam la Crispy Strip și eram, Doamne Dumnezeule mare, că am să te distrug, efectiv, te distrug, te iau în gură și am să simt fericire în gură și... Și mi-am dat seama că făceam toată treaba asta cu voce tare. Ba chiar l-am auzit pe unul din spate care a strigat, hobă, călmâș, nu-l fuți. Și... Când am ajuns la Teșghea,
Mi-am să aminte că citisem un articol în care zicea că dacă spui numele omului cu care vorbești cu voce tare, o ia ca pe un compliment. Și am zis, Victor, ăsta e momentul perfect să testezi teoria asta. Și după ce m-a întrebat omul ăla de trei ori ce vreau fără să-i răspund, am strigat tare la el. Salut, Laurențiu! Mi-am dat seama instant că am cu mult prea mult entuziasm numele lui și a zis, bă, mai zi încă o dată numele, dar pe un ton neutru să nu pară că ești debil mental. Dar acum tot ce a ieșit pe gură a fost o voce groasă de robot, că părea doar că îmi bat pula de numele lui. Că am zis, salut, Laurențiu! Și în timp ce îmi punea puiul în găleată, pe mine m-a luat paranoia că el cumva s-a prins că eu vreau să mă îngăleată aia singur și că mă judec. Și am zis, se poate. Se poate să... Și eram, da, Laurențiu, da. Da, eu mai am niște prieteni acasă și o să mâncăm cu toții din găleata aia, da, da. Omul ăla nici măcar nu s-a uitat la fața mea, dar îi se citea cumva pe față că mă judecă și zice, Doamne, i-a luat alcoolul mințile la omul ăsta. Și când a ajuns în sfârșit și a pus găleata cu pui pe masă, când mi-a pus găleata cu pui pe masă, m-a întrebat câte pachete de sos vreau. Și eu voiam doar unul. Dar dacă îi ziceam că vreau doar unul, el se prindea că vreau să mă găleată aia singură și mă judecă. Așa că i-am zis, nu, dați-mi doar unul, că restul vin și iau ei. Și vreau să vă mai povestesc de încă o aventură de-a mea când eram beat. Eram la un moment dat, tot așa, la un hostel. Știți hostel, da? Ați fost. Să hosteți toți bogați aici. Hostel, la hostel, stai cu mai mulți oameni cunoscuți în cameră. Așa e când ești student sau rupt în cur, asta faci. Mergi la hostel. Și de că eram la un hostel și am venit, m-am întors seara înapoi în cameră, rupt în gură de beat. Cum se face? Și eu voiam foarte mult să nu trezesc pe toată lumea. Voiam neapărat să fac un duș și nu voiam să trezesc pe toată lumea din cameră. Și am zis, nu, politicos. Și am zis, bă, hai că mă dezbrac aici lângă pat și mă duc direct la baie să nu deranjez oamenii. Și care-i faza? Că eu nu știam exact de unde se aprinde becul la baie și nici nu puteam să aprind becul în cameră să trezesc pe toată lumea și am început să caut pe perete. Și faza e că eu credeam că fac liniște, dar toată lumea din cameră s-a trezit și tot ce vedeau era un om dezbrăcat, beat, care mângâia pereții, așa. Și... nu știu exact ce pula mea se întâmplă acolo, dar eu asta făceam. Și după ce am făcut duș, din nou m-am întors înapoi în cameră, am zis, bă, să n-aprim becul, am zis, dacă mă descurc eu la ghiozdan, mă îmbrac cu ce pun mâna. Și m-am îmbrăcat cu primul lucru pe care am pus mâna și am luat în loc de chiloți, mi-a luat un tricou pe mine. Am băgat picioarele pe mânecile de la tricou. Și nu știu exact dacă vă dați seama care e problema la treaba asta. Dar tricou are o gaură imensă exact în locul pe care încerci să-l acoperi. Și nu știu cum să vă zic, dar erecția de dimineață a fost un eveniment pentru toată camera, nu doar pentru mine. Oameni buni, cam ăsta a fost specialul. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați venit la acest spectacol. Un public extraordinar, bă, oameni superiori. Se cunoaște. Aș vrea doar înainte să plec, eu am o glumă pe care n-am introdus-o în acest special, dar mie îmi place și vreau să o zic. Pentru că asta e, o să pun aici credits, chestii de alea, dar asta pentru voi că ați venit aici și vedem dacă o să urmeze și pe filmare. Este un gând al meu și vi-l zic pentru că mie îmi place și știu că voi o să râdeți din complezență. Nu, este, eu m-am gândit întotdeauna,
Oare când s-a inventat ștersul la cur? Pentru că... Nu, stai să vă explic. Pentru că nu este ceva ce se întâmplă dintotdeauna. Pentru că asta, la un moment dat cineva trebuie că a făcut asta pentru prima oară, nu? A fost un om. Și probabil că era un om într-un trip sau ceva și a avut o zi de asta în care, băi, eu m-am săturat de căcatul ăsta, nu mai pot. Efectiv, nu mai pot să fiu opărit la cur, m-am săturat. Și într-o explozie de imaginație a luat o frunză de pe jos, s-a șters și i-a explodat mintea și a zis, nu pot să cred cu aia. Am inventat ștersul la cur. Și foarte entuziasmat, el a început să fugă la satul lui să-i arate invenția, să-i zică, oh my god, am inventat ștersul la cur, oameni buni, și striga fluturând frunza cu căcat în mână. Și vă dați seama, a venit șeful tribului, a luat frunza din mână, a mirosit-o, i-a dat o palmă și a zis, neam de neamul nostru nu s-a șters la cur, și uite că am trăit toți bine, mersi, până la 24 de ani. Și vă dați seama că lui i-a scăzut încrederea în el atunci, că era invenția lui, el ținea, credea în ideea lui. Și, dar nu s-a lăsat, chiar dacă a fost nașpa omul ăsta, el nu s-a lăsat și a zis, bă, nu-i nimic, mă duc și încerc mai departe. Și mergea din ușă în ușă cu invenția lui, mergea din ușă în ușă și întreba oamenii, că hai să vă arăt invenția. Și oamenii ziceau, nu, pleacă de aici, că ești nebun la cap. Maică-sa era, Doamne, Eusebiu, du-te și tu și nu știu, vânează niște căprioare și culege niște nuci ca un om normal. Și da, Iosebi zicea, Doamnă, mama, n-ai să mă înțelegi niciodată, că ai mintea aia tulbure de la curul nespălat, nu știu ce. Și într-o zi a venit cineva să-și bată joc de Eusebiu și de invenția lui și a luat invenția și a zis, uite, mă șterg cu ea la cur. Și... și Eusebiu era, da, în sfârșit, cineva înțelege. Și ultimul cuvânt pe patul de moarte al lui Eusebiu era, Doamne, tot ce sper este ca nimeni să nu se bată vreodată pe invenția mea. Vă mulțumesc foarte mult! Bă, un public absolut extraordinar! Extraordinar! N-am să plâng, că... Da, efectiv, aplauze încă o dată pentru Bogdan Drăcea, care a fost aici, pentru Mălele, pentru voi. Vă mulțumesc foarte mult, o seară faină, iubire, muzica.